Biserica din zona Boema din municipiul Constanța nu are niciun document legal care să-i justifice prezența. A fost ridicată fără aprobare de construcție sau alt aviz de funcționare. S-a transformat dintr-o improvizație cu pereți de rigips într-o construcție care trădează viteza cu care a fost ridicată. Interiorul e plin de produse oferite spre comercializare, iar aspectul general e de construcție făcută pe repede înainte. După ce am făcut, construcția aia, ne-am trezit, pus în ușă, am avut afișe de astea că suntem arondați la această biserică, deci cumva cu forța, poate sunt catolică, poate sunt turcoaică, poate sunt cine știe ce, mahomedan, nu? Dar legea mi se pare că e pentru noi purtă verde și pentru oia mari mai puțin. Biserica a apărut în urmă cu 6 ani, timp în care nu s-a făcut niciun demers pentru intrarea în legalitate. Clădirea a fost ridicată fără autorizație de construire, fără ca terenul ocupat să fie transmis în proprietate de către municipalitate și fără să se încadreze în normele PSI de siguranță. Și Lumină a avut înțelegere cu fostul președinte al blocului și a tras Lumină prin subsolul blocului. Adică n-au branșament legal? Acum au lumina tăiată. Inspecția în construcții anul trecut le-a dat un timp de 3 luni să-și pună actele la punct. Cred că nu le-a pus dacă le-a tăiat lumina, nu? Dacă aveau acte, nu-și făceau un branșament independent, legal? Se implică prea mult biserica și au fost lăsați. Cred că prin legea? Cel mai normal, adică noi, populația, trebuie să respectăm legea. Ei de ce nu respectă legea? Pentru ei nu există lege? Îi iartă Dumnezeu? Nici pe lumea elaltă cred că nu îi iartă. Arhiepiscopia Tomisului a decis sistarea lucrărilor abia după ce corpul de control al primăriei a aplicat amenzi. Biserica a fost amendată pentru niște lipsuri în privința hârtiilor și noi acum facem demersurile necesare pentru a obține aceste autorizații. Practic, pentru această construcție legalitate. A început acum 6 ani, a apărut. Da, ea la început a fost un lucru provizoriu. Pentru că exista această dorință de a se face o parohie acolo. Am avut niște autorizații sau niște avize pentru un loc provizoriu și urmează acum să intrăm în legalitate. Biserica din Sfântul Haralambie deocamdată nu este în legalitate. Ea a fost construcție temporară și s-au apucat apoi de construit, fără a avea însă autorizație. Astăzi s-au întâlnit cu direcția Core Control, s-a stabilit să facă toate demersurile necesare pentru a intra în legalitate, inclusiv punerea în posesie. Dar în niciun caz nu se pune problema demolării, așa cum am văzut pe unele bloguri sau în presă. Inițial, Corpul de Control al Primăriei anunțase că biserica întrunește toate condițiile demolării. Ulterior, însă, reprezentanții municipalității au anunțat că dacă biserica va obține toate autorizațiile necesare, va intra în legalitate.